Familiei, bucuria credinței în familie, bucuria credinței familiilor din lumea întreagă. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii aici la Apolonia TV. În următoarele zile, din data de 22 până 26 iunie, va avea loc la Roma întâlnirea mondială a familiilor. E întâlnire, e mondială a familiilor și spune acest titlu ceea ce înseamnă. Înseamnă că vor participa familii din lumea întreagă la această întâlnire dedicată familiilor, în care de fapt familiile vor avea un mesaj pentru lumea întreagă. Și despre acest eveniment, despre cum este reflectat și în lumea întreagă și în toate diecezele, episcopiile din lumea întreagă, discutăm cu invitatul ediției de astăzi, Părintele Felician Tiba, directorul Oficiului pentru Pastorația Familiei. Bun revenit la emisiunea noastră, în platoul nostru. Bun regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumim și noi că, iată, ești împreună cu noi pentru a vorbi despre acest eveniment, a 10-a întâlnire mondială a familiilor. Va avea loc la Roma în zilele următoare, dar sunt evenimente și inițiative în fiecare episcopie catolică din lumea întreagă. Dorim să discutăm despre acest eveniment. Nu înainte de a te întreba cum a fost activitatea la oficiu pe care îl coordonezi pentru pastorația familiei în această ultimă perioadă. Cred că începem bine, pentru că până ajungi la o întâlnire mondială, evident că mai întâi ceea ce se întâmplă are loc la nivel local, în cazul nostru la nivel diecezan, parohial. Pot să spun că activitățile Oficiului pentru Pastorația Familiei sunt cele uzuale. De acum am intrat într-o rutină. Când spun uzuale, dar destul de dense, spun zilele familiei în anumite parohii, săptămâna familiei în alte parohii. Duminica Familia Moris Laetitia e o inițiativă din ultimul an și jumătate propusă de Papa Francisc, dar cel mai mult acum și intens așa au loc cursuri pentru logodnici. Cursuri pentru logodnici în cele 11 de acum centre de canale pe care le are Dieceza de Iași, și sâmbătă de sâmbătă ne deplasăm cumva cu toată echipa într-unul din aceste centre de canale și de la ora 9 dimineața până pe la 2-3 după amiază și în funcție de numărul participanților. Vrem să stăm alături familiei și încercăm să o facem chiar de la bazele ei, cumva înainte de a se constitui ca familie, tocmai pentru a fi siguri că cei care intră ne știu în ce intră, pentru că o activitate intensă, dar lumea se căsătorește, nu? Încă se mai căsătorește. Și pomeneai de faptul că oferiți ocazie de formare. Cred că în dimineața aceasta am citit o postare de-a pe Facebook și era o recomandare, o rugăminte, recomandare destul de clar. Nu anunțați pe Părintele Paroc ultimul atunci când vă căsătoriți, după ce ați rezolvat cu șeful de restaurant cu și așa mai departe, cu toate acele lucruri sunt importante. Formarea pentru viața de căsătorie e provocatoare. Cum reacționează logodnicii în momentul în care se spune, dar e nevoie, vă invităm la formare? Bănuiesc că sunt reacții de tot felul, dar noi am stabilit data. Cum reacționează în momentul în care li se propune formare pentru viața de familie, că nu este o formare doar pentru ziua aceea de căsătorie? Și cum reacționează după ce primesc formarea? Pot să spun că la acest capitol noi suntem puțin norocoși, pentru că nu suntem în linia întâi. În linia întâi sunt preoții din parohii, când ei au primul contact cu preotul. Și de ce am ieșit cu această postare? Pentru că nu e doar, zicem așa, doleanța unui singur paroh. Sunt mulți preoți care spun, mai ales în acest context, tineri care vin din străinătate, și mărturisesc că și eu când eram paroh, am fost puțin paroh, dar mi s-a întâmplat acest lucru,
a venit o pereche de tineri joi seara și a spus, părinte, noi am vrea să ne căsătorim și eu... Ce frumos, anul viitor, ne pregătim. Da, fericit, încet, încet, avem timp, dar când v-ați propus? Acum sâmbătă. Fălele. Stați puțin, cum? Fălele. Da, acum sâmbătă. Și noi știm, în Biserica Romano-Catolică sunt cele trei vestiri, bine, sunt tot felul de protocoale care se încheie, pregătirea care se face. Minim trei săptămâni în care să fie anunțată, exact, căsătoria. Și evident că cumva ești constrâns și când îi întrebi, dar de ce n-ați anunțat mai departe? Da, avem timp, părinte, pentru că a trebuit să trecem, cum am zis, pe la restaurant, fotograf, la coregraf, cu dansul, cu toate acestea. Le luăm așa cum sunt și până la urmă nu știu dacă trebuie să ne supărăm sau face parte cumva din misiunea noastră. Și eu aș spune, e bine că vin și atunci. Poate exagerez, dar e bine că vin și atunci pentru că sunt într-adevăr tineri care nu realizează această importanță. De ce trebuie să vină din timp? De ce trebuie să participe la un curs de pregătire? Își dau seama abia după. Și e important ca, mai ales noi ca preoți, să avem acea răbdare și să discutăm cu ei, pentru că ceea ce nu reușești să faci înainte, e posibil să faci după și să-i ajuți, adică foarte să fie însoțiți și după, în prima etapă, exact, din viața de familie. Pentru că există acest risc să dăm un boom așa în viața lor, să le stăm alături până la căsătorie și după au plecat fiecare pe drumul său și nu mai știm nimic de ei. Dar e important să fie o continuare și de multe ori se face această continuare. Și asta este foarte, foarte bine. Așadar, întâlnirea mondială a familiilor în următoarele zile va fi a 10-a întâlnire mondială a familiilor. Care este istoria acestei întâlniri? De acum, tradițională, să spun noi, a 10-a ediție, la câțiva ani, 2-3 ani. Cum a început totul? Așa cum spuneam, ea e o consecință, cumva, acestei munci de multe ori poate nevăzute, ceea ce numim pastorația familiei, pastorala familiei, această grijă pe care biserica în general sau biserica locală o are față de familie. Pentru prima dată o idee a unei astfel de întâlniri a fost în 1994, când, așa cum știm, la ONU s-a declarat un an dedicat familiei. E adevărat că nu avea nimic cu partea aceasta religioasă, vocațională, hai să-i spunem așa, familie, ci mai mult era o parte socială, politică. Și pe acest fundal, Sfântul Ioan Paul al II-lea a avut marea intuiție de a veni la rândul său, din partea bisericii, de ce nu, cu un an dedicat familiei. Și a fost pentru prima dată în 1994, când Papa a declarat un an dedicat familiei, și a avut loc la Roma pentru prima dată și tot Papa Ioan Paul al II-lea a decis ca o astfel de întâlnire să fie o dată la 3 ani și de atunci, dacă facem un calcul așa, mai scădem ceva ce a fost în starea de urgență cu pandemia, pentru că trebuia să fie anul trecut, dar papii rămân iată constanți, după Sfântul Ioan Paul al II-lea a venit Benedict al XVI-lea și a continuat aceste întâlniri și astăzi Papa Francisc, aș zice, și mai mult o face, pentru că pare că e și mai interesat de binele familiei și merge înainte. Spuneam, e și o ocazie pentru familii. Spre exemplu, mie mi se întâmplă când organizez o întâlnire, aș zice, de rutină, să participe niște familii și la final să spună, m-am îmbogățit, pentru că eu am crezut că multe lucruri mi se întâmplă numai mie, numai nouă și constată că, de fapt, se întâmplă la toată lumea. Ei, această întâlnire mondială are acest rol. Noi, de exemplu, în România avem niște probleme, anumite probleme, la nivel de familie. În alte țări au alte probleme. Dar în momentul în care pui familiile acestea împreună, vor constata, dar de fapt asta se întâmplă și acolo și acolo și înseamnă că avem nevoie cumva de aceleași arme pe care să le folosim și să luptăm spre binele familiei. Astfel încât, într-adevăr, familia să fie susținută. Dacă ne oprim efectiv asupra programului de la Roma, e o mică schimbare în sensul că nu s-a dorit neapărat o întâlnire cu foarte, foarte multe persoane, cum într-un fel a rămas Ziua Mondială a Tineretului, sunt invitați tinerii din lumea întreagă, ci într-un fel reprezentanți din toate țările, din toate conferințele episcopale, cum se spune, dar este un program intens. Ce se întâmplă la Roma în aceste zile? În general, o astfel de întâlnire, cum ai spus, e adevărat, participă familii din lumea întreagă, așa cum sunt și întâlnirile cu tinerii.
Dar particularitatea de anul acesta vine tocmai pe acest fundal al pandemiei și Papa Francisc, din precauție, a recomandat Dicasterului pentru Familie, Viață și Laici de la Roma ca la rândul său să recomande conferințelor episcopale ca la Roma să participe doar episcopul care în conferință e responsabil cu Comisia pentru Familie, un preot și două familii din toată conferința. Trebuie să spun că noi români fiind, mereu ne-am interesat și ne interesăm mereu de mai mult și Preasfințitul Iosif Pal, care este episcop de Timișoara și e responsabil în cadrul conferinței cu pastorația familiei, a reușit și a vorbit la Roma și din Conferința Episcopală Română vor merge câte o familie din fiecare dieceză și eparhie. Bun negociator. 12 familii vom avea acolo. Iar în ceea ce privește programul, evident, începe în ziua de 22. Mereu se face așa, familiile, participanții în general, sunt cumva cazați pe lângă anumite parohii, participă într-o primă fază la anumite cateheze care se țin în acea parohie. E un program de spovezi, de discuții, cunoaștere cu celelalte familii. Și cumva, pe final, în cazul nostru, 25 iunie, după amiază, va fi o celebrare cu Sfântul Părinte Papa, în cadrul căreia se va înmâna și ceea ce se numește mandatul Amoris Laetitia. E un mod de a fi un fel de apostol trimis direct de către Sfântul Părinte Papa și de a vorbi lumii despre Amoris Laetitia, despre bucuria iubirii. Pentru ca duminică, în ziua de 26, să se încheie această întâlnire cu iarăși o celebrare prezidată de Sfântul Părinte Papa. De obicei încheie Papa oriunde a fost în lume această întâlnire, și au fost 10, aceasta este a 10-a, mereu Papa a fost la încheiere, cel puțin la liturghie de încheiere. Semnal prețuirii, fără îndoială prețuirii bisericii față de familie, față de munca atâtor persoane care însoțesc familiile și de ce nu față de dificultățile pe care familiile sunt chemate să le întâmpine în această perioadă, dacă doresc să le să trăiască toate acestea cu credință. Câteva detalii despre temă, există o temă? Da, de fiecare dată a fost o temă și anul acesta e fixată una, iubirea familială, vocație și cale de sfințenie. Pentru că e și o provocare, cale de sfințenie, e vocație și deseori în pregătirea acestui eveniment, cel puțin aici la nivel local, eu m-am întrebat cu cei din echipa de la Oficiu pentru Pastorația Familiei, dar și într-o discuție pe care am avut-o într-o zi cu Preasfințitul Iosif Pauleț, chiar îl întrebam, noi mai credem cu adevărat că familia e o cale de sfințenie și de ce nu? Trebuie să credem, pentru că pe undeva e misiunea noastră, dar așa e, pentru că noi facem foarte multe fapte în vederea sfințirii noastre, dar poate nu știm că sunt. Și atunci misiunea noastră e cumva aceea de a sensibiliza familiile, a sensibiliza pe cei care încalcă pragul bisericii, să conștientizeze că, uite, fapta asta pe care am făcut-o, eu pot să mă mântuiesc că am făcut-o și nu știam. Cu atât mai mult când vorbim de familie, dacă ar fi să vorbești cu un bărbat, ar spune, sigur, eu mă sfințesc cu soția asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, sunt convins că mă sfințesc. Dacă la fel și doamna. Soție, cu soțul ăsta, sigur, eu merg direct în paradis și atunci... Dar, de fapt, tot ceea ce se trăiește în familie, pentru că ceea ce înseamnă iubirea reciprocă, ceea ce înseamnă educația, mai ales în aceste timpuri, tot ceea ce înseamnă locul de muncă și truda pentru locul de muncă și pentru a susține familia, toate acestea sunt cu adevărat jertfe semnificative, nu doar un joc de cuvinte sau așa, ci efectiv un drum spre sfințenie. Îți propun să urmărim și reflecția video din ediția aceasta și împreună cu episcopul Robert Barron am ales o reflecție video în care ne explică cum trebuie să fie laice, pentru că vorbim de viața de familie, vorbim de sfințirea prin răspunsul la chemarea lui Dumnezeu de a întemeia și de a trăi viața de familie și atunci episcopul Robert Barron din Statele Unite ne vorbește despre cum sunt chemați să fie laici. Să urmărim împreună! Back in the 1950s, the great Dorothy Day, the co-founder of the Catholic Worker Movement,
expressed her dissatisfaction with a common distinction at the time, namely between a commandment spirituality that was appropriate to the laity and a council's spirituality appropriate to priests and religious. Now, what did that mean? It meant that, well, the laity are called to obey the Ten Commandments, to do the basics of the moral and spiritual life. But it's the spiritual athletes, the priests and religious, who are called to a council spirituality, where they follow the evangelical counsels of poverty, chastity, and obedience. Of course, they follow the commandments. That was taken for granted. But they were seen as operating at a somewhat higher level. Well, Dorothy Day, back before the Vatican Council, expressed a dissatisfaction with this. She said, no, all the baptized are called to sanctity, to heroic sanctity, and so the laity, too, should follow the evangelical councils. Now, Vatican II, I think it's fair to say, ratified Dorothy Day's perspective when it spoke of the universal call to holiness. Though laity and clergy realize these councils in different ways, all the baptized are called to a high level of spiritual attainment. So I wanted to say a few simple things about this. What does it mean for the laity to follow not just the Ten Commandments, of course, that's always taken for granted, but also to follow the evangelical counsels? Well, take poverty first. Now, very few lay people are called to the kind of poverty that, let's say, a Trappist monk is called to or a Franciscan friar. That's a particular form, religious form of poverty. But, all lay people, every baptized person is called to poverty in this sense of detachment from the goods of the world. I've often told you that Thomas Aquinas names these four great worldly goods: wealth, pleasure, honor, and power. Good in themselves, but and we seek them naturally, but when we make them central to our lives, our spiritual lives become skewed. What happens is we become, in short order, addicted to these four things. And now our whole life is focused on getting wealth at all costs, getting pleasure, getting power, getting honor. Think of those priests of Baal in the Old Testament who are hopping around the altars, calling upon their gods. And of course, no fire comes because we don't find our ultimate happiness and satisfaction in these worldly things. And in fact, as they hop around the altar, they also wound themselves. That's a sign of the addictive power of getting attached to these things. And so every baptized person, every spiritually alert person, is called upon to become poor. That is to say, detached from these things so that they might do the will of God. Because sometimes God calls us on a path that means we will not be particularly powerful. We won't be particularly wealthy. We won't be honored. Think of the cross of Jesus. Well, every follower of Jesus, lay and clergy, lay and religious, is called to a detachment from these goods so they can follow the will of God. So obedience, or rather poverty first, then chastity. Now, religious and priests are called to chastity in a very particular way, celibate chastity, and not everyone is called to celibacy, thank God, otherwise the human race would go out of existence pretty quickly. But all the baptized, all lay people, are called to chastity in this sense. To be chaste means to be sexually upright. It means to have a rightly ordered sexual life. And furthermore, that means a sexual life that is ordered to love, that's under the aegis of love. And again, following Aquinas, to love is to will the good of the other. Love is not a feeling, not a sentiment. Sentiments come and go. We can't really control them. But love, authentic love, is an act of the will. It's to will the good of the other. Do I live my sexual life in such a way that I am willing the good of the other all the time? Think now, everybody, of the church's insistence that sexuality is rightly expressed within marriage and ordered to the twin ends of unity and procreation. Now think about that for a second. What does that mean? It means that sexuality is now brought under the aegis of love in that double sense. Unity, love for one's spouse; procreation, love for one's children. You see, here's the thing.
sexuality, like our desire for food and drink, is a desire for life. Food and drink is to preserve my own life. Sex is to preserve the life of the species. Well, these life drives, Aquinas said, are the most powerful. And therefore, they are spiritually dangerous. You see what I mean? Because they're so powerful, they can force us to draw the world into ourselves. I will now do anything to achieve these ends. I will now do anything to satisfy my sexual desire. Well, the church says, no, no. This great evangelical council of chastity must be in place so that your sexual life is rightly ordered. So poverty, chastity, and finally, obedience. Now, again, there's a particularly clerical dimension of this. So when I was ordained a priest, I put my hands in the hands of Cardinal Bernardine, who ordained me, and I promised obedience to him and his successors. At the time, I barely knew him, much less his successor, who had a huge impact on my own life. I've, in that act, surrendered career and aspirations. I'm saying, no, look, my life belongs to you. I'll be obedient to you. Well, that's a clerical, religious form of obedience. But see, every baptized person is called to an analogous obedience. What do I mean? Well, obedire just means to listen in Latin, right? It means you listen to a higher voice. There's all kinds of voices around us that are calling us to, you know, follow them. Do this, do that. Come after this good and that good. Fine, fine. But then beyond those, there's the voice of God. And the Bible might symbolize that as a physical voice coming from the clouds. Don't think of it literally, but it's a symbol of this higher summons, the summons to live a life in radical relationship to God. See, and that's obedience. What voice do I listen to finally? The voices of the world or to the higher voice of God? Everything will depend upon that. I say, especially to young lay people, just beginning your careers, what voices are you going to follow? The highest voice, the voice of God, or these lower voices of the world? Everything else in your life will follow from that basic decision. To be obedient is to listen to that voice. Now, I want to close with this. Catholics make up roughly 25% of our country. But if you look at all Christians, Christians make up something around 70% of our country. What would happen, I wonder, if tonight, if today, every Catholic and every Christian resolved to live according to these evangelical councils as I've described them? What would happen if today every Christian said, I'm going to live in radical detachment from the goods of the world? Think of the missionary and evangelical energy that would be unleashed. What if today every Catholic, every Christian said, I'm going to live chastely. I'm going to have my sexual life ordered to love. What would happen to the pornography industry in our country? What would happen to human trafficking? What would happen to child sexual abuse? What would happen to so many marriages that are threatened by adultery, etc.? I mean, we'd revolutionize society overnight if every Christian resolved to live according to chastity. And what if today every lay person said, I'm going to live in obedience. I'm going to listen to the voice of God. I'm going to follow the promptings of what God wants me to do. Vatican II, everybody, spoke about the universal call to holiness. Why? For the sake of the world. So that the lay people, having been taught and sanctified by the clergy, could now go forth to Christify the world, to transform the world. Well, see, what Dorothy Day saw, what the Vatican II fathers intuited was, the way to do this is to embrace this council's spirituality, poverty, chastity, and obedience. If we all adopted those tonight, today, we'd change the world. Ja,
Iată care este vocația laicilor, cum sunt chemați să fie laici în biserică. Bineînțeles, putem să vorbim și despre vocația familiei. Ne-a povestit foarte bine, ne-a ajutat să înțelegem și să aprofundăm episcopul Robert Barron din Statele Unite, căruia îi mulțumim pentru tot ceea ce ne încredințează. Mulțumim și soților Radu și Oana Capanu, familie de la Cluj, care iată ne pune la dispoziție traducerea acestor reflecții și pentru tot ceea ce ne încredințează, ne pune la dispoziție prin intermediul platformei Cristofori.ro. Continuăm să vorbim despre familie, despre întâlnirea mondială a familiilor, despre ceea ce se va întâmpla și în dieceza de Iași cu părintele Felician Tiba, director oficiului pentru pastorația familiei. Așadar, la Roma, întâlnirea mondială a familiilor, acolo vor fi prezente familii din lumea întreagă, în jurul atâtor persoane, în jurul Sfântului Părinte, în locurile sfinte. Cum va fi marcată această întâlnire mondială a familiilor în diecezele, în episcopiile din lumea întreagă și, bineînțeles, într-un mod special în dieceza de Iași. Da. Așa cum spuneam, anul acesta, această întâlnire are această particularitate. În paralel se desfășoară la Roma și în dieceze. Așa a cerut Sfântul Părinte Papa și cumva ne-a pus la muncă, ne-a pus la treabă. Și evident că nu puteam să nu facem și noi în dieceza de Iași, organizăm o astfel de întâlnire. Deja am trimis în parohii o scrisoare circulară în care am explicat de ce această celebrare. Mai exact, va fi în ziua de 26 iunie, în Catedrala din Iași, va fi o Sfântă Liturghie Pontificală celebrată de Preasfințitul, anticipată de o cateheză pe care o voi ține eu, o cateheză care va porni de la documentul principal al acestei întâlniri, care este exortația apostolică a Papei Francisc Amoris Laetitia. Și, mai spun, preoții au fost sfătuiți în această scrisoare pastorală să folosească toate materialele pe care astăzi Dicasteriul pentru Familie, Viață și Laici de la Roma le-a pus la dispoziție și ni le pune. E un material foarte bogat, în sens strict sunt vreo 7 cateheze pe care acest dicasteriu le-a pus la dispoziție, pornind de la cuvintele Papei Francisc, de la dorința sa pentru familia. Și ca o particularitate așa pentru liturghia aceasta de duminică, noi am făcut un puzzle care, interesant, la final, când l-ai terminat de aranjat, dă de fapt Sfânta Familie și l-am împărțit în 160. Ai dezvăluit imaginea, da, știu, dar era de înțeles. Sunt 160 de bucăți care compun acest puzzle și am pus câte o bucată, am trimis-o în fiecare parohie, așa încât, interesant, n-aș zice că părintele parohie constrâns, ci e liber să caute o familie și să trimită o familie la această liturghie din ziua de 26 iunie la Iași, așa încât, ajungând familia acolo, noi practic reîntregim acest puzzle, care va fi evident în paralel și o imagine a familiilor diecezei sau a marii familii a diecezei de Iași și îl vom duce la ofertoriu. E adevărat că dacă dintr-o parohie nu o să ajungă nimeni, probabil că să rămână locul gândeam, acum n-am vrut liber, să întreb, da, să rămână locul liber și e și scris numele parohiei, deci se va ști care parohie e liberă, dar sperăm de să fapt vină. Este, dincolo de cum este o imagine a realității în care trăim multe aspecte, nu? Sunt lipsuri și în viața preoților, și în viața familiilor, și în viața bisericii și suntem chemați ca noi, într-un fel, să facem totul astfel încât aceste dificultăți să fie depășite. Am încercat să dau o interpretare. Da, e o inițiativă pe care am discutat-o, am avut o întâlnire în Lituania acum vreo lună, o întâlnire pregătitoare acestei întâlniri de la Roma și am fost și eu am participat. Am propus această inițiativă acolo în comisie și a fost lăudabilă, au preluat-o foarte mulți și o implementează. Deci dacă vom vedea și în alte episcopii din lumea aceasta, da, puzzle-ul, știm de unde a pornit, da, ideea. Ideea e că trebuie să, și asta am spus și acolo, trebuie să avem grijă să nu facem în plus bucăți la noi, sunt 160 și nu e întâmplător, că noi avem 158 de parohii și au mai rămas două, una pentru oficiu pentru pastorația familiei și una pentru episcop. Aha, deci totul se reîntrege și o mare familie. Da, cu toții. Iar la final, la finalul Sfintei Liturghii, fiecare familie participantă
va primi într-un plic, la fel, special cu stema papei, scrisoarea pe care Papa Francisc a trimis-o familiilor la începutul acestui an, care de fapt se încheie cu întâlnirea mondială, anul Familia Moris Letizia. Și sper să fie un moment frumos. Fără îndoială, pentru că, iarăși dincolo de glumă, momentul în care biserica se reunește, pentru că vorbim de o întâlnire de credință, de biserică, iată, familii, cu tot ceea ce poartă, cu bucurii, cu căutări, cu așteptări, cu dorințe, cu dificultăți, împreună cu păstorii, împreună cu păstorii dieceze, este semnul unei biserici care merge înainte, suntem și într-un timp al parcursului sinodal de a merge împreună, ajutându-ne, bineînțeles, unii pe alții, pentru că, de fapt, familiile care poartă și greutățile și dificultățile sunt de încurajare și deschid așa un orizont de speranță pentru fiecare vocație, și pentru preoți, și pentru persoanele consacrate. E adevărat că nu putem să vorbim numai în ideea că preoții ajută familiile, călugării, călugărițele ajută familii, foarte important lucrul acesta. Din experiența pe care o ai, ce ar putea să învețe preoții, păstorii de la familie? Ce ar putea să învețe călugării, călugărițele de la familie? Pentru că, de fapt, asta este biserica. Împreună ne susținem, ne ajutăm și mergem împreună. Care sunt darurile familiei pentru cealaltă parte, să spunem, a bisericii? Cred că aici e cuvântul cheie. Împreună. Noi privim la familie și cerem soților să vorbească aceeași limbă în ceea ce îi privește pe copii, să fie pe aceeași undă, să se iubească, să, de ce nu, să caute unul fericirea celuilalt, dar le spunem de acest împreună și chiar ne supărăm când auzim că vor să divorțeze sau nu. Asta trebuie să învățăm, pentru că o biserică divizată nu e după voința lui Hristos. Clar. De altfel, avem și această rugăciune pentru unitate și ne dorim ca și la nivel de confesiuni, ca la nivel de religie să fim. Cu atât mai mult, noi ca păstori, călugării, călugărițele, avem de învățat de la familii că dacă nu mergem împreună, nu facem față acestor greutăți, acestor provocări de astăzi. De fapt, îmi permit să divaghez de la acest răspuns și dacă stăm și ne gândim într-o turmă de, pot să fie elefanți, bizoni, animale fioroase, nu? Când vine un leu, ce face? Caută să scoată un exemplar bătrân sau un vițel, îl scoate și îl atacă în afara turmei. Dar când turma e împreună, face față oricărui dușman. Și la fel, de asta am spus, e extraordinar, ați spus împreună. Asta trebuie să învățăm. Apoi că sunt celelalte particularități, că cerem ca cei doi soți mereu să aibă atenția îndreptată spre celălalt, spre binele lui, spre fericirea celuilalt, să se iubească. Nu ne oprește nimeni nici pe noi, ba din contra, predicăm despre iubire și dacă nu dăm noi exemplu de iubire, când spun iubire, evident spun să vrei binele celuilalt. Avem foarte multe de învățate la familie, să vedeți, și mai ales cum depășesc momentele dificile. În condițiile de astăzi, cu aceste prețuri exorbitante la utilități, totuși fac față. Și cred că noi, pe ansamblu, ca biserică, dacă e să privim la familii, cred că nu trebuie să ne descurajăm, indiferent de ceea ce e în jurul nostru. Din contra, familiile așteaptă de la noi să vadă că suntem oameni ai speranței, oameni de încredere și când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu prin excelență e un cuvânt de speranță. Dacă noi n-am fi plini de speranță și n-am ști să încurajăm. Exact, pentru că cred că este o ispită aceasta cu realism, pentru că trebuie să fim, suntem chemați să fim realiști. Familia trece prin multe greutăți, dificultăți sunt enorme, dar e o ispită și aceea de a vedea doar problemele, doar greutățile, doar dificultățile, când avem atât de multe exemple de familii care știu să fie fidele, care răspund chemării lui Dumnezeu, sunt împreună și cred că lucrul acesta e o speranță pentru întreaga biserică și pentru lume, nu-i așa? Dar se vede, pentru că o familie care crede, e o familie plină de speranță și eu mereu spun și la cursul pentru logodnici, dar și la întâlnirile pe care le avem, se vede de la distanță, de pe fețele celor doi soți, când ei trăiesc această fidelitate, această iubire pe care și-au promis-o în ziua căsătoriei,
se vede acest lucru pe fețele lor și e îmbucurător. Eu rămân așa uimit și vă mărturisesc că mă simt bine când văd doi soți mergând de mână pe stradă. Eu îmi spun, are viitor această omenire. În vederea acestei întâlniri mondiale a familiilor, pentru a reveni la aspectul de biserică, ce continuă să însoțească familia și să ajute pe cei care sunt de partea familiei și investesc și eu în formare, să spunem așa, a ieșit un document itinerare catecumenale pentru viața matrimonială, orientări pastorale pentru bisericile particulare. Sună așa foarte, foarte oficial, dar e și destul de dens. Care este obiectivul acestui document? Pentru că îmi dau seama că are menirea să fie în ajutorul bisericilor particulare, adică să ajungă în dieceze, în parohii, de ce nu la fiecare familie. Care este obiectivul acestui document? Poate chiar și noutatea? Da, e o dorință mai veche a Papei Francisc, pe care și-a manifestat-o imediat după cele două sinoade din 2014 și 2015 dedicate familiei, dar e mai degrabă o dorință pe care Papa a preluat-o de la Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, pentru că el a vorbit mai întâi despre acest catecumenat în vederea încheierii sacramentului căsătoriei în familiaris consortio. Și cumva acum Papa Francisc, profitând și de exortația apostolică Amoris Laetitia, a considerat că e timpul. În esență, vorbim de catecumenat atunci când cineva nu e botezat și cumva numim catecumenat perioada aceea de pregătire în vederea a tot ceea ce înseamnă acest tezaur al credinței pe care urmează să-l îmbrățișez prin botez. Și știm din istoria bisericii, dura un an, doi, trei, depinde și de persoane. Papa Francisc și-a dorit un astfel de drum, de itinerariu și pentru căsătorie, considerând cumva căsătoria ca un fel de botez. În al doilea un botez, pentru al că intri familie, într-un alt timp de viață. Da, da. Până atunci erai singur, erai viața în doi, e un tip de viață nouă. Și atunci, așa cum pentru botez intri într-o viață nouă, cea de credință, la fel consideră Papa că ai nevoie de o perioadă de pregătire. Că asta înseamnă un catecumenat. E o perioadă de pregătire. E cumva ceea ce ne doare pe noi. Că am vorbit la începutul acestei emisiuni de dificultatea aceasta pe care tinerii noștri o au astăzi în a se opri și în a dedica timp formării lor. Dar noi știm și din afara bisericii că nu e suficient să ne uităm la ce înseamnă astăzi școala și câtă importanță mai dăm, spre exemplu, cititului, de ce nu, studiului în general. Cum se iau multe examene? E foarte dificil într-o lume a computerelor cumva să mai rămânem într-o zonă din aceasta unde să iei carte în mână, să o citești. Să aprofundezi, să te întrebi. Catecumenat, cam la asta se referă. Intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu, în documentele bisericii, în documentele magisteriale și nu numai în catechism. Dinamica vieții de familie, tot exact. Felul de documente care privesc viața de familie în ansamblu și e clar că tinerii, probabil, dacă ar accepta acest lucru, și-ar da seama cât de bine le prind. Eu văd de la cursul pentru logodnici, la început vin cu greutate, dar la final nu se dau duși acasă. Pentru că descoperă atâtea lucruri pe care ei aveau impresia că le știu, dar nu le știau. Și recunosc la final acest lucru. Până la asta este și obiectivul acestei formări în care ei să înțeleagă faptul că, de fapt, sunt introduși într-o dimensiune care este în favoarea lor. Nu este un formalism pentru a parcurge, nu știu, un curs pentru logodnici ca să ai un certificat să ajungi la căsătorie, ci este în folosul spre binele vieților. Ne apropiem de final, dorim să ne oprim și asupra Evangheliei din duminica următoare, așa ca o concluzie până la urmă, care este mesajul pe care biserica dorește să îl transmită prin această atenție față de familie, clar, biserica atentă față de toate persoanele, față de toate categoriile de persoane, într-un mod special, nu poate să nu fie atentă față de familie, pentru că acolo e tot ceea ce înseamnă viitorul bisericii, viitorul omenirii. Ce dorește să transmită biserica atunci când este atentă la drumul familiilor? De fapt, biserica este singura care astăzi mai are grijă de familie, trebuie să o spunem la modul sincer. Și poate că familia are așteptări, cine știe, mari, dar biserica face ceea ce e chemată să facă, respectiv să prezinte cuvântul lui Dumnezeu,
să stea alături, să învețe pe cei doi soți, practic să caute în ei și să găsească acele resurse pe care Dumnezeu ca și Creator le-a pus și să le folosească. Iar noi, ca biserică, păstorii bisericii, mergem alături de familie. Și cred că e suficient, dacă am înțelege cu toții și dacă am face acest lucru, să ne stăm alături, acel și la bine și la greu pe care soții și îl promit în cadrul sacramentului căsătoriei. Și, într-adevăr, dorințe și obiective, să spunem așa, care sunt atât de înalte și care au de-a face, fără îndoială, cu fericirea familiilor și a soților și a copiilor și a tot ceea ce ei caută în viața aceasta. Bun, îți propun să ne oprim și asupra Evangheliei din duminica următoare, duminica 13 de peste an. Suntem la Evanghelia după Sfântul Luca, la capitolul 9, versetele 51 la 62. Și ascultăm împreună ceea ce spune acest fragment. În acel timp, când s-au împlinit zilele înălțării sale, Iisus s-a îndreptat cu hotărâre spre a merge la Ierusalim și a trimis soli înaintea sa. Și mergând, a intrat într-un sat al samaritenilor ca să pregătească pentru el. Însă nu l-au primit pentru că se îndrepta spre Ierusalim. Văzând aceasta, discipolii Iacob și Ioan i-au spus: Doamne, vrei să cerem ca focul să coboare din cer și să-i consume? Dar întorcându-se, el i-a mustrat și au mers într-un alt sat. În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a spus: Te voi urma oriunde te vei duce. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă fiul omului nu are unde-și rezema capul. Altul i-a spus: Urmează-mă. Acela a răspuns: Doamne, lasă-mă să merg mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Dar el i-a spus: Lasă morții să-și îngroape morților, dar tu mergi și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis: Doamne, te voi urma, însă mai întâi lasă-mă să mă întorc să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Dar Iisus i-a spus: Nimeni care pune mâna pe plug și privește înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Iată Evanghelia din duminica 13, destul de densă, cu multe dialoguri, cu multe teme. Ce ne spune acest cuvânt al lui Dumnezeu? Adevărat, e un text atât de profund și atât de frumos, dar în sinteză eu aș porni chiar de la faptul în sine, că Iisus se îndrepta cu hotărâre, spune textul evanghelic, evanghelistul Luca, și mergea spre Ierusalim. Noi știm că Ierusalimul acesta pământesc e și o imagine a celui ceresc, a împărăției lui Dumnezeu. Și dacă Iisus se îndrepta spre, cu hotărâre spre Ierusalimul pământesc, evident că înțelegem că în ansamblu prezența sa pe pământ era și ca să ne îndrepte pe noi, pe toți, cu această hotărâre spre Ierusalimul ceresc. Și spune evanghelistul, a trimis soli înaintea sa. E cumva în accepțiunea noastră aici rolul lui Ioan Botezătorul, care a venit deschidă calea. E misiunea pe care noi o avem astăzi ca păstori, să vorbim, să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu care deschide calea credincioșilor spre împărăția lui Dumnezeu. E cumva interesant, acest s-a îndreptat cu hotărâre, pentru că nouă ne vorbește că nu trebuie să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu așa cu lâncezeală, cu să fim obosiți, ci chiar trebuie să fim convinși, să o facem cu entuziasm, cu bucurie, așa încât să mulipsim și să-i facem pe oameni, nu să-i obligăm pe oameni, ci efectiv să-i entuziasmăm prin modul nostru de a fi. În Evanghelie, Iacob cu Ioan... Surprinzătoare reacția. Surprinzător. Nu-i entuziasmează. De scandal. Și ei sunt puși pe un alt tip de entuziasm, ei văd lucrurile cu ochi omenești. Zice noi, se potrivesc foarte bine cu starea pe care noi o trăim astăzi, situația de astăzi, pentru că în multe aspecte, omul de azi se răzbună, e răzbunător și, spunem noi, nu rămân polițe neplătite. Pe undeva, zic, ne regăsim. Dar ce frumos, Iisus
preia, zicem cu ghilimele, această furie a lor și încearcă să o modereze și să-i ajute să o transforme în ceva pozitiv. Și de aici ce urmează cu toți cei care îl întâlnesc și noi te-am urma, dar uite, cam puțin să îmi mormântez tatăl, mi-am luat un ogor, trebuie să mă duc să-i salut pe cei dragi ai mei. Lucruri omenești și firești până la urmă. Dar, vedeți, Iisus e categoric. Urmează-mă. Pentru că toate acestea sunt aici pe pământ, dar în Ierusalimul Ceresc nu o să-ți mai fie dor de nimeni, nu o să mai simți nevoia să îi saluți pe părinți, să-i plângi pe cei morți, sau dacă vrei să ajungi acolo, în această fericire, urmează-mă acum. Și de aceea spuneam, el se îndreaptă cu hotărâre și în paralel cere de la noi acest urmează-mă acum. Nu mai aștepta, nu te opri, chiar și în lucruri firești, pe care din punctul nostru de vedere le considerăm umane. Dar el depășește această logică și pune logica divină înainte. Îmi vine în minte acum, poate să fie și o paradigmă sau așa o parabolă ceea ce înseamnă viața de familie înțeleasă efectiv ca și vocație, ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori sau unii tineri se pregătesc pentru viața de familie, consider că este împlinirea lor, fericirea lor, bineînțeles, și că în momentul în care se spune dar și în fața lui Dumnezeu este un sacrament, este o itanie, spune, nu, dar noi avem alte treburi, trebuie să facem familie, trebuie să construim familia. Și Hristos care spune urmează-mă și în acest răspuns nu înseamnă să faci altceva, ci să faci tot ceea ce faci cu această perspectivă a credinței, nu? Cred că poate să fie și acest urmează-mă. E înțelepciunea Duhului Sfânt cea care, vedeți, ne face să facem aceste paralele și așa e. Pentru că foarte mulți, trebuie să o spunem, dintre tineri, consider că nu este... știu cât se căsătoresc cu gândul ca să se mântuiască. Exact. Vin în biserică să celebreze sacramentul căsătoriei conștientizând că noi vrem să ne sfințim viața ca soți. Nu, foarte puțin. Dar aici e misiunea noastră. Aici se poate crește. Și bănuiesc, vedeți, de asta și Iisus îi trimite pe soli înaintea lui să deschidă drumul. N-o fi degeaba. Și noi, ca păstori aici, chiar avem multe de învățat. Pentru că depinde, bănuiesc, mântuirea multora de o atitudine a noastră. Și dacă noi nu ne facem bine treaba, cum se spune, vor striga pietrele. S-ar putea să, aceștia să nu mai ajungă în Ierusalimul Ceresc. Îți mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit despre întâlnirea mondială a familiilor, despre evenimentele care vor avea loc și în dieceza de Iași. N-aș dori să închem, să te invit deja în așa, într-un mod oficial, la o viitoare emisiune peste câteva săptămâni, pentru că mai avem un alt eveniment la început lunii august, pe 6 august, va fi întâlnirea diecezană a familiilor. Dacă ne spui câteva lucruri despre această întâlnire și eventual promisiunea că vei veni într-o ediție încât să vorbim și despre această întâlnire, pentru că iată și aceasta este în favoarea familiei. 6 august, parohia Nicolae Bălăcescu, întâlnirea diecezană a familiilor. Despre ce este vorba? Chiar mulțumesc pentru această invitație și îi voi da curs, promit că voi veni, e important. Pentru că acum ceea ce se întâmplă e la nivel mondial și s-ar putea să spunem pe noi nu ne interesează prea mult, e acolo la Roma, e ceva în dieceza de Iași, dar am ținut mult și țin la întâlnirea diecezana familiilor tocmai pentru a conștientiza că și noi aici în felul nostru suntem biserica și făcând partea noastră de fapt contribuim la acest puzzle imens care e biserica, dar e important să facem partea noastră. Și asta înseamnă întâlnirea diecezană de la Nicolae Bălăcescu. Așadar, 6 august, Nicolae Bălăcescu, în județul Bacău, sunt invitate toate familiile, nu doar 2-3 dintr-o comunitate, toți cei care doresc pot să vină la această întâlnire. Îți mulțumim mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Dumnezeu să te ajute în misiunea ta și să fie cu adevărat rodnică spre binele tuturor familiilor. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost împreună cu noi. Iată cât de important este ca să arătăm că familiile au susținerea noastră, au ajutorul nostru, ca de fiecare dată, rugăciunea face foarte mult, dar și apropierea concretă, clară, a venit în întâmpinarea mai ales a dificultăților prin care trec familiile sau a familiilor în dificultate. Toate acestea sunt semne de solidaritate și, de ce nu, și de credință. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă aștept la o nouă ediție sub semnul crucii aici la Polonia TV pentru săptămâna viitoare. Până atunci vă spun Dumnezeu să vă binecuvânteze, multă, multă sănătate. Rămâneți cu bine!